Salut și bine v-am găsit la un nou video review iPhoneForum.ro. Astăzi vom vorbi despre aplicația Dotori, o aplicație asiatică care sincer m-a impresionat. Aplicația este la bază un video player care suportă subtitrări de diferite formate, dar sincer este mult, mult mai mult. De exemplu, după cum vedeți aici, suportă documente și suportă următoarele extensii: GIF, poze de tip GIF, JPEG, prezentații PowerPoint, documente Excel, documente Word, imagini PNG și documente PDF. Deși recunoaște formatul MKV, adică de obicei folosit pentru clipurile sau filmele în format HD, acestea nu vor fi redate destul de bine pentru a urmări un film. Deși oficial nu este trecut MP3 ca și format suportat, aplicația redă MP3-urile fără probleme. Să vedem deci cum funcționează această aplicație. După cum veți vedea, aplicația suportă și rezum de la ultima locație de unde s-a oprit redarea. După cum vedeți, aici jos avem subtitrarea. Să vedem acum un alt punct foarte al aplicației, adică suportul pentru gesturi multitouch. Așa, deci, dacă luăm, să începem cu un deget. Cu un deget, după cum vedeți, se poate mări sau scădea viteza. Așa, dacă folosim două degete, cu o simplă apăsare oprim sau pornim din nou redarea clipului video. Dacă cu două degete facem scroll în sus, după cum vedeți de pe informațiile de pe ecran, putem mări sau micșora mărimea subtitrării. Așa, aplicația suportă și gesturi cu 3 degete. Deși este mai greu să prindem această mișcare, dar cu 3 degete se poate modifica delay-ul de la subtitrare. Și se poate, dacă apăsăm cu 3 degete, se schimbă subtitrarea, după cum vedeți aici, dacă aveți mai multe. Și cu un scroll, dacă reușiți să prindeți, se va modifica delay-ul de subtitrare față de video, dacă acesta există. Bun, să vedem și alte funcții ale aplicației. Ce mi-a plăcut foarte mult este simplitatea de organizare. La ce mă refer? Dacă dăm plus, avem opțiunea Create Directory sau Wi-Fi Transfer, despre care vom vorbi mai târziu. Dacă îi dăm un director, îi dăm, să zicem, test. Ok. Acum, în acest test, dacă legăm la iTunes, ceea ce vom face acum, o să vedem cum putem transfera fișiere pe telefon via iTunes. După cum vedeți, aici apar toate folderele, deși din păcate iTunes nu permite introducerea directă în foldere a conținutului pe care vrem să-l punem pe el. Așa, vom copia încă un sezon din Bugs Bunny. Bun, după cum se vede, acum am copiat documentele în aplicație. Revenind acum la aplicație, așa, să-l scoatem, îi dăm un simplu refresh și vedem cele două fișiere copiate din iTunes. Ok, și acum vom încerca să le mutăm în folderul test. Deși este un pic complicat, eu nu consider că este destul de greu. Apăsăm tasta Edit,
după aia pe minus, care în mod normal ar șterge conținutul, dar de data asta avem un buton edit. Și avem opțiunile cut, delete sau rename. Așa, selectăm cut, am terminat cu asta, mergem la subtitrare să luăm și subtitrarea, cut. După cum vedeți, aici jos vor apărea toate fișierele pe care le-ați selectat. Bun. Când ați terminat, dați din nou pe edit, intrați în folderul creat și după aia, când ați intrat în folder, pur și simplu paste. Și documentele au intrat în folderul dorit. Bun, să vedem acum și cum se comportă aplicația la redarea diverselor documente. Deși este un GIF foarte mic, este de fapt un emoticon din Yahoo, n-am găsit altceva repede, după cum vedeți, le și animează. Iată o imagine JPEG, aleator de pe telefon. PowerPoint-ul are o mică problemă, dar sunt ferm convins că este o problemă de la PowerPoint și nu de la aplicație în sine. Iată și un document Word, după cum vedeți, suportă gesturi multi-touch, pinch to zoom și se mișcă foarte rapid. Aici avem un Excel, este un Excel într-adevăr mai complex, deci durează mai mult deschiderea acesteia, dar din nou funcționează impecabil. După cum vedeți, suportă și mai multe taburi. Într-adevăr, nu se poate edita, dar să fim serioși, la bază este totuși o aplicație de redat clipuri video. Iată și un PNG, la fel, pinch to zoom, gesturi multi-touch și un PDF la final. După cum vedeți, se mișcă acceptabil. Ce mi-a lipsit într-adevăr, dar acum numai așa să căutăm calul de dar la dinți, ar fi fost plăcut să fie o opțiune de print sau share sau ceva similar, mai ales la documente PDF, ar fi fost foarte interesant să știe un print, dar nu ne plângem, la urma urmei, totuși pentru clipuri îl vom folosi. Pentru că tocmai mi-am făcut curățenie pe telefon, nu am altcumva cum să vă arăt, dar la foto, aici vor apare clipurile filmate de pe telefon. Să vedem cam cum funcționează. Vom înregistra acum repede un clip. Așa, câteva secunde, așa. Bun. Ca să vedeți, aplicația suportă inclusiv multitasking. Așa, dăm un refresh, uite aici clipul pe care tocmai l-am filmat, pe care îl putem reda foarte simplu. Toate clipurile pe care le aveți salvate și filmate cu telefonul vor apărea frumos aici. Bun, să vedem repede și în setări. Aici aveți și un mic clip de prezentare, care din păcate eu n-am reușit încă să-l încarc, probabil vine din China și vine mai greu. Hai să nu așteptăm după el. Bun, alte informații. Aici puteți să opriți sau să porniți brotarea fișierelor, dacă doriți sau nu să se conecteze la internet via telefon, via rețeaua telefonică și alte opțiuni. Să nu uit să vă zic, uitați aici, puteți să setați inclusiv ce... inclusiv de unde vreți să își ia subtitrările, dacă aveți subtitrările într-un folder separat. Foarte important pentru cei care vor să se uite la subtitrări în limba română sau în altă limbă cu diacritice, se poate selecta, după cum vedeți, inclusiv limba română. Aplicația suportă inclusiv redarea via HTTP sau alte protocoale de internet, dar nu am să intru în detalii pentru că este un pic mai complex. Haideți însă să vedem cum transferăm fișiere via Wi-Fi. După cum vedeți, când se pornește
modul de transfer Wi-Fi, veți fi instruiți să intrați pe adresa de IP a iPhone-ului și pe portul 8080 pe care este pornit transferul pentru aplicație. Vom trece acum din nou pe calculator. Și după cum vedeți, aici sus vom trece 192.168.0.101.8080. Și aici iară folderele. Iată folderele de pe telefon. Pentru a încărca un film, dăm choose file. Și hai să copiem o poză. Avantajul este că în transferul Wi-Fi putem intra în folder și putem încărca conținutul dorit direct în folder. Opțiune pe care, după cum am văzut, iTunes nu ne-o permite. Revenim acum pe telefon și, după cum vedeți, avem exact unde s-a copiat și ce s-a copiat. Bun. Cam atâta despre aplicația aceasta, care, după cum v-am zis, este mult, mult mai mult decât un player video și chiar mai impresionant. Vestea bună pentru privitorii iPhone Forum este că am primit și coduri pentru această aplicație, deci odată cu acest review video vom lansa și un concurs. Deocamdată este doar un singur cod, dar sper să primesc mai multe.